Căutați să fiți evlavioși, căci deprinderea trupească este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Acestea sunt sfaturile prețioase pe care Apostolul Pavel îi le trimitea mai tânărului său zinec, Timotei. Sfaturi pe care le-a înregistrat în întâia sa epistolă, capitolul 4, și din care putem și noi învăța astăzi și mai ales o putem face cu prisosință. De ce spun asta? Pe ce mă bazez? Ei bine, pentru că împletindu-ne activitățile cotidiene cu cele ale oamenilor pe lângă care ne trăim existența, fără să ne dăm seama, am început inevitabil să adoptăm și noi treptat mecanismele și practicile mai puțin creștinești ale acelora care ne înconjoară. Am ajuns astfel încercați, am ajuns astfel plini. Și să avem în desagă vieții tot felul de ritualuri și practici ciudate. Cele mai multe desprinse din lumea păgână și pe care, paradoxal, nici măcar nu le mai înțelegem. Dar și mai trist, nici măcar nu ne mai interesează să le aflăm proveniența lor. Și le practicăm cu îndrăgirea și încăpățânarea specifică a acelei lumi captive în vârtejul ideologiilor și al doctrinelor. Și nici de cum cuprinși de dragostea și înțelegerea Bibliei. Supunându-ne însă astăzi unei analize riguroase în lumina Bibliei, remarcăm cu surprindere faptul că multe dintre comportamentele noastre așa zis spirituale, comportamente pe care le practicăm cu îndârjire, sunt doar imitații împopoțonate ale unei lumi care nu își centrează viața în Dumnezeu, în cuvântul său, în prioritățile pe care el a stabilit. În fapt, atunci când a observat aceleași tendințe de ochiate în creștinismul de odinioară, Apostolul Pavel a atras atenția asupra faptului că ceea ce ar trebui să ne definească ca și credincioși autentici, ca și creștini veritabili într-o societate care se scufundă în păcat, ar fi tocmai trăirea vieții evlavioase, o viață activă și precisă din punct de vedere biblic, care să debordeze de sfințenie, și de punerea în practică a voii lui Dumnezeu și nici de cum a voii proprii, a intereselor proprii sau a mentalităților proprii. Toate acestea însă implică cunoașterea bună a Bibliei și totodată dorința de a o aplica în viața ta ad literam. Toate acestea implică de asemenea a lua decizii în cunoștință de cauză, a lua decizii care să-l reprezinte lumii pe Dumnezeu. Dacă în ceea ce te privește, privindu-te și tu astăzi în oglinda Bibliei, găsești discrepanțe mari între ceea ce ți se cere și ceea ce ești tu, în fapt, corectează-ți repede pașii și îndreaptă-i spre calea lui Dumnezeu. Corectează ceea ce era eronat și lasă ca în tot ceea ce te definește acum ca și om în această lume să nu se mai vadă voia ta, ci voia Domnului nostru Isus Hristos. Să se vadă întreaga sa mentalitate, și doar astfel cerul va străluci prin tine. Fiți binecuvântați!